Gălățenii care vizitează în aceste zile Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Anghiluță se vor putea bucura de spectacolul florilor de cireșe din grădina japoneză, una dintre puținele de acest fel din țară. Delicatele flori albe și roz, sakura, oferă în fiecare primăvară un spectacol uluitor. Înflorirea cireșilor simbolizează în cultura japoneză deopotrivă frumusețea și fragilitatea vieții, fiind un element central al civilizației nipone. Grădina japoneză este unul dintre principalele puncte de interes ale grădinii botanice din Galați. În lume există peste 200 de varietăți de cireș japonez. În Galați, după câteva studii, am ajuns la concluzia că o specie, Prunus serulata, s-ar potrivi cel mai bine atât solului, cât și climei care există în Galați. Și, așa cum vedeți și aici, lângă mine, un Prunus serulata, în toată splendoarea lui, este înflorit, face deliciul vizitatorilor. Dacă vremea va fi frumoasă, rezistă 2-3 săptămâni. Este un arbore care are o poveste frumoasă în Asia. Cei pe care îi avem acum sunt plantați în 2008-2009, sunt un număr de 10 cireși japonezi și sperăm să reziste multă vreme pentru a avea și noi o sărbătoare sakura în Galați. Pentru a lua forma actuală, grădina japoneză din Galați a avut nevoie de peste 2 decenii de îngrijire atentă, atât în ceea ce privește amenajările peisagistice, cât și în ceea ce privește îmbogățirea patrimoniului biologic. Menită să recreeze atmosfera extremului Orient, grădina japoneză reunește multe dintre elementele ambientale nipone, inclusiv un lac cu o suprafață de peste 600 de metri pătrați. În grădina japoneză pot fi admirați cireșii, dar și alte specii din Asia, precum salcâmul japonez, arțarul de foc și pinul negru, dar și arbuști delicați, precum gutuiul japonez și floarea de aur. Lampionul de piatră din mijlocul lacului întregește peisajul, iar într-un meandru, bambusul completează vegetația. Nu lipsesc crapii ornamentali și nici broaștele țestoase, deopotrivă simboluri ale tradiției nipone. Toate acestea fac din grădina japoneză din Galați un loc de meditație, spiritualitate și liniște.